Bine v-am găsit! Sunt Cristi Dorombac și vă prezint știrile publica.md. După ce a stat un an în arest preventiv, primarul de Orhei, Ilan Șor, a fost condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare. Sentința a fost dată ieri de judecătoria Chișinău. Dacă decizia va rămâne valabilă după epuizarea tuturor căilor de atac, edilul își va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip semi-închis. Asta înseamnă că el va putea să muncească în schimbul reducerii detenției. O femeie a fost la un pas de a fi spulberată pe o trecere de pietoni din capitală. Totul s-a întâmplat aseară pe strada Trandafirilor din sectorul Botanica. Imaginile video au fost surprinse cu o cameră de bord a unui alt automobil și au fost postate pe o rețea de socializare. Reformele guvernării de la Chișinău, problemele care apar în relația cu Rusia, dar și amenințările la adresa securității naționale. Acestea sunt principalele subiecte discutate la Bruxelles cu liderii mai multor fracțiuni din Parlamentul European de către delegația Partidului Democrat în Moldova, în frunte cu președintele PDM Vlad Plahotniuc. Polițiștii cer ajutorul cetățenilor pentru a identifica părinții unei fetițe de doar 2 anișori găsite acum 2 săptămâni în centrul Chișinăului. Micuța murdară și flămândă era singură în preajma pieței centrale. Ulterior, ea a fost plasată la un centru pentru copii, însă nici până astăzi părinții fetei nu s-au adresat pentru a lua copila acasă. Un armistițiu în estul Ucrainei ar trebui să intre în vigoare începând de sâmbătă. Decizia a fost luată de grupul trilateral de contact format din Ucraina, Rusia și OSCE în cadrul unei ședințe care a avut loc aseară la Minsk. Schimbul de focuri ar trebui încetat conform acordului până pe data de 31 august pentru a le permite oamenilor să strângă recoltele. Liderii țărilor membre ale Uniunii Europene se reunesc astăzi în capitala Belgiei pentru a participa la un summit. Lupta împotriva terorismului va fi unul dintre principalele subiecte discutate în contextul în care în ultima perioadă Europa a fost vizată de mai multe atentate sângeroase. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imagini în secțiunea știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem curând.